ziua, scump și dragi copii! Bine v-am regăsit și în această săptămână nouă, în cadrul serviciului Portița spre poveste. Povestea pe care o vom lectura astăzi se numește Porțile Vântului de Marta Cosme. Porțile Vântului. A fost odată un băiat tare somnoros. Unde ajungea, acolo adormea. Într-o bună zi l-a prins somnul pe acoperișul casei. Și cum dormea el așa, s-a stârnit un vânt mare și l-a smuls, ducându-l sus, foarte sus pe aripa sa. Dar băiatul dormea și în văzduh, fără să-i pese. Și tot plutind prin somn, a ajuns la porțile vântului. Aici era un hâș și un vârș. Vânturile ba intrau, ba ieșeau. Ba se ciocneau și toate se grăbeau într-una. Băiatul s-a trezit de forfotă lor și, strecurându-se printre ele, s-a pomenit de partea cealaltă. Pe o pajiște frumoasă zări trei palate. Întâiul era cu totul și cu totul de mărgean și pe zidurile sale creștea ederă grasă. Al doilea era de piatră albă luminoasă, iar cel de-al treilea era bordei curat. Băiatul își zise, trebuie să mă culc undeva, ia să bat la palat să cer găzduire. Și, mergând la palatul de mărgean, a bătut în poartă. Aceasta se deschise, dar nu se arătă niciun slujitor. Înăuntru se vedea o scară de mărgean, la capătul căreia era un pat mare de aur, încărcat cu suluri și perne de mătase. Băiatul se uită în dreapta, se uită în stâncă și, nevăzând pe nimeni, începu să urce scările. În dreptul fiecărei trepte se afla, pe o parte, o fereastră înaltă, cu sticla de culoarea cerului și, la fiecare pas, băiatului îi se făcea tot mai somn. De-abia aștepta să se culce în patul de aur, când, aruncându-și privirile în creștarul unei ferestre, băgă de seamă că pe fiecare treaptă pe care se suia, răsărea în urmă, fără pic de zgomot, două namile cu hangerele ridicate. Ei, până aici mi-a fost, își zise băiatul, căscând, de intrat am intrat eu în palatul ăsta, dar de ieșit, cum am să ies? Și, la fiecare pas, răsăreau în urmă alte două namile. Până la patul de aur, îi mai rămăsese o singură treaptă. Deodată văzu că fereastra din dreptul său e deschis. Fără să șovăie, săltă peste marginea ei și, agățându-se de iedera deasă care îmbrăca zidurile de mărcean, se lăsă până la poalele palatului de pajiște. Trebuie să mă culc undeva, își zise băiatul și merse să bată la casa cea mare de piatră albă. Îi deschise o găzdoaie voinică și chipeșă, care pe loc îl pofti la cină. Masa era încărcată de bunătăți. Băiatul ba mai mânca, ba mai adormea. Pe urmă, femeia îl duse într-o încăpere largă, împodobită cu perne și covoare și i-a șternut să se culce. Găzdoaie mare și frumoasă, tare bine mă primești. Spune-mi, cum aș putea să-ți mulțumesc? Femeia răspunse, am două fete, una frumoasă și una urâtă. Am să ți-o dau de nevastă pe cea urâtă, că pentru cea frumoasă am destui pețitori. Când dorești să facem nunta? Acum sau mâine? Mâine, răspunse băiatul, că acum e somn și aș vrea să mă culc. Găzdoaia îi ură noapte bună și îl lăsă să doarmă. Dar băiatul somnoros, cum rămase singur, alergă la fereastră și văzu că dă tot pe paști. Și, fără să stea mult pe gânduri, sări afară zicându-și, mai bine sărac, dar curat. Apoi uftă, trebuie să mă culc undeva. Și merse să bată la ușa bordei. Dinăuntru i-a răspuns o babă cu voce văicărită. N-am de niciunile. Bă,
băiatul nu se lăsă și mai bătu odată. Babă, băbuță, deschide-mi, măicuță. N-am de niciunele, se auzi iar glasul de mai înainte. Dar băiatul bătu și a treia oară. Deschide-mi ușa, că altfel adorm în prag, măicuță. Atunci baba crăpă ușa mormăind. N-am de niciunele, dar dacă vrei, culcă-te jos. Băiatul intră în casă și văzu o babă ciolănoasă, care purta pe după fiecare ureche câte un motan cu ochii de jar și blana de funingine. În odaie se găsea un pat cu 13 saltele pufoase așezate una peste alta, pe care baba se cocoță băitându-se și trăgând puncii ghionți la rând la fiecare saltea. Când ajunse în vârf, pică adormită la oaltă cu cei doi motani atarnați de ureche. Băiatul se întinse pe jos și închise ochii. Odeaua era rece și noduroasă, dar era atât de somn că ar fi adormit și acolo, dacă nu auzea tocmai atunci niște suspine înfundate și un glas care șoptea. Dormi, băiete, vai de tine, mâine în zori vei fi ca mine. Plin de mirare, băiatul somnoros se înălță într-un colț și privi în jur. Glasul venea dinspre pat, dar acum amuțise. Cine îmi plânge de milă? Șopti băiatul. Atunci salteaua a 13, de desubtul tuturor îi împărtăși că baba îi preface în saltele pe toți feciorii pe care îi găzduiește. Când înțelese ce soartă îl așteaptă, somnorosul se strecura afară din bordei și o rupse la fugă pe pajiște către porțile vântului. Dar cei doi motanii babei îndată l-au simțit și s-au luat după el să-l prindă, să-l ducă înapoi și erau gata-gata să-l înhațe când, iată, o aripă de vânt l-a ridicat în văzduh și l-a tras de partea cealaltă. Și a plutit el astfel, a plutit până ce s-a pomenit ziua în amiaza mare pe acoperișul de unde plecase. Băiatul închise iarăși o ploapă să se culce. Dar când și-a amintit de babă, s-a trezit de-a binelea și a început să dreagă cu mare zor și grijă țiglele acoperișului pe care le stricase vântul. Iată, aceasta a fost poveste pe care am lecturat-o împreună cu voi. Vă mulțumim pentru atenție.